Să începem ședința pe comisii. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog liderii de grup să faceți propuneri. Din partea grupului PNL propun pe domnul viceprimar Bogdan Legănuș. PSD-ul nu are propuneri. Da, mulțumim. Comisia de Urbanism, vă rog să aprobați propunerea pe care a făcut-o liderul de grup. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți alte propuneri, vă rog. Dacă nu, supunem la vot propunerea făcută la Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, dacă aveți și alte întrebări, dacă nu, supunem la vot propunerea făcută. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Moinești. Un amendament mic a apărut aici. E vorba de 6.000 de lei pentru avize la podurile, la podul de peste râul Tazlău de la Găzărie, de pe strada George Cosbu. Pentru plata avizelor mai e nevoie de 6.000 de lei și vă rog a menționat. Da, mulțumesc. Acest proiect la momentul ăsta este în lista sinteză, a venit săptămâna trecută de la Compania Națională de Investiții, că a fost discutat în CT-ul. Comisia tehnică și face parte din lista sinteză. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu, supun proiectul la vot cu amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog, discuții. Supunem proiectul la vot cu amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cu amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2022-2023. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi al Municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente prestării unor activități componente ale serviciului de salubrizare stradală de către operatorul SC Soma SRL. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări?
Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nu. Nu, că mai ridica cineva o mână acolo în spate. Nu, acolo e aici. Deci, două abțineri. Deci, trei voturi pentru, două abțineri. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local Moinești numărul 28 din 18.02.2022 privind asocierea municipiului Moinești cu județul Bacău, cred că e o greșeală, și Spitalul Municipal de Urgență Moinești în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții, reabilitare bloc operator aseptic al Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Aș vrea să consult și pe domnul consilier Busuioc dacă votează pentru, pentru sau altfel pentru celelalte proiecte. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul. Dotare Spitalului Municipal de Urgență Moinești cu echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul achiziții de echipamente noi pentru dotarea ambulatorului din Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închirierii, aflate în domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii, aflate în domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului.
Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică. Întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? O abținere. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. 14. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestuia la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, o abținere. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile situate în intravilanul municipiului Moinești, strada Plopilor, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unei suprafețe de teren situat în extravilanul municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică. Întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a două spații aparținând domeniul public al municipiului Moinești în vederea amplasării unor automate pentru prepararea și distribuirea de băuturi calde. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Da? Da. Liderul de grup, vă rog să faceți propuneri pentru comisie. Din partea grupului PNL propun pe domnul Ghiu Corneliu și Alăzăroaie Raluca. În grupul PSD, pe Busuioc Lian și Budacă Cristinel. USR nu are propuneri. Da. Comisia de Urbanism, vă rog să votați cele două propuneri pentru domnul Ghioc, doamna Lăzăroaie, domnul Busuioc și domnul Brudacă. Dacă sunteți de acord, vă rog să votați. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări. Dacă nu, supunem proiectul la vot cu comisia votată la Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții.
Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cu propunerile făcute la Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor materiale de construcții rezultate în urma implementării proiectului Modernizare Coridor de Mobilitate Urbană în zona centrală a municipiului Măinești. Aici vreau să fac o propunere. Prin dispoziția primarului s-a format o comisie care a analizat și a evaluat uzura și prețul acestor produse, acestor pavele, rezultate în urma îndepărtărilor de pe trotuare pe strada Tudor Vladimirescu. O evaluare exactă se va stabili la final a metrilor pătrați rezultați din această recuperare. Comisia a propus o uzură de 70%. Eu consider că veniturile la bugetul local constituie baza realizării bugetului de venituri și cheltuieli și de aceea avem nevoie de bani mulți. Nu din această vânzare se vor face acești bani mulți, dar eu cred că dumneavoastră, ca și consilieri locali, puteți vota o sumă mai mare decât cea rezultată dintr-un raport de evaluare și de aceea vă propun ca uzura să fie de 50%, prețul luat în calcul să fie de 50% din prețul de piață, 40 de lei, prețul să fie de 50% din prețul de piață. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule primar. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului, dacă nu sunt, vă rog să votați cu amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Prețul metru pătrat 50% din prețul de piață. Adică 20 de lei pe metru pătrat. Da. 20 de lei cât o fi. Da. Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări și alte propuneri, vă rog. Dacă nu, supunem la vot proiectul cu propunerea făcută de 20 de lei pe metru pătrat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cu amendamentul făcut de 20 de lei pe metru pătrat. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Un vot împotrivă. Mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Bogdan Walter, persoană cu dizabilități. Comisia de Urbanism, vă rog să votați proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Copiilor Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Ordinea de zi suplimentară. Proiect al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorilor de urgență în vederea refacerii unor locuințe din municipiul Moinești afectate de incendiu. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 176 din 26.09.2022, pentru aprobarea implementării proiectului Construire de insule ecologice digitalizate în Municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Ordinea de zi a fost epuizată. Urmează o pauză, după care ședința de plen. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați colegi, declarăm deschise lucrările ședinței ordinare ale Consiliului Local al Municipiului Moinești. Prin dispoziția primarului Municipiului Moinești numărul 893/2022, a fost convocată în temeiul articolului 133 alineatul 1 codul administrativ ședința Consiliului Local pentru data de astăzi. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți în sala de ședințe un număr de 16 consilieri. 3 din domnii consilieri sunt conectați online la lucrările ședinței și au participat la ședințele pe comisii. Având în vedere prevederile articolului 138 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, vă informez că a fost transmis către dumneavoastră și supus transparenței procesul verbal încheiat în ședința Consiliului Local, în ședința ordinară din 31 octombrie 2022 și în acest sens consult plenul dacă există modificări, completări sau alte propuneri față de conținutul care a fost transmis spre consultare. Nefiind alte completări, supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 31 octombrie 2022. Mulțumesc! Cu 19 voturi pentru, 16 prezență în sala de ședințe, 3 exprimări online, a fost adoptat procesul verbal al ședinței din 31 octombrie 2022. Având în vedere punctul numărul 2 pe ordinea de zi, și anume proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, și de asemenea, având în vedere propunerile și votul cu avizele pe comisii, supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, conform propunerii, președinte fiind desemnat domnul Legănuș Bogdan. Mulțumesc! Cu 19 voturi pentru, 16 exprimate în plenul ședinței, 3 exprimate online, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune ordinea de zi la vot și a parcurge ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară propusă de către executiv. Mulțumesc, doamna secretar, stimate domnule primar, stimați consilieri, stimați colegi. Începem prin a supune la vot proiectul ordine de zi a ședinței ordinare și proiectul ordine de zi a suplimentarea la proiectul de ordine de zi. Se va relua procesul de vot.
Proiectul ordinii de zi și suplimentarea proiectului ordinii de zi au fost adoptate cu 16 voturi pentru, 19 voturi împreună cu cele din online. Trec direct la punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Moinești. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Da, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. La capitolul bugetar 6502, sub capitolul 6502-59, referitor la burse, văd că se diminuează bugetul cu 115.000 de lei. Din adresa ANAF am citit că bursele anul acesta au fost finanțate din sumele defalcate din TVA. Această sumă de 115.000 reprezintă un excedent și urmează să fie redistribuită sau este vorba despre altceva? A fost retrasă prin decizia inspectoratului școlar, este chiar dar nici unul vreau redistribuire. Dacă vreți mai multe detalii, nu, nu am înțeles. Deci bursele au fost achetate, doar... Da, La 6702, cultură, recreere și religie, avem o rectificare de 100.000. Se suplimentează bugetul. Am înțeles că este vorba despre sărbătorile de iarnă. Cuprinde absolut toate cheltuielile, inclusiv obiceiuri, sau urmează o nouă rectificare? În decembrie, ca să cuprindem toate cheltuielile până la finele anului cu tot calendarul de eveniment aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Da. O să fac o evaluare și funcții referate din necesitate în care sunt omesc acum în cadrul Biroului Cultură. Da, o să vă mai spun pe dumneavoastră, mai trebuie niște aprobări în Consiliul Local pentru anumite cheltuieli. Vă mulțumesc. Atât. Mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai sunt alte întrebări, discuții referitor la proiectul numărul 3? Dacă nu, îl supun la vot proiectul cu amendamentul domnului primar din cadrul comisiilor. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2022-2023. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog, luați procedura de vot. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea registrului local al spațiilor verzi al municipiului Moinești, județul Bacău. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supune la vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente prestării unor activități componente ale serviciului de salubrizare stradală de către operatorul SC Soma SRL. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abțineri. Raport Comisia Economică.
Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local Moinești numărul 28 din 18.02.2022 privind asocierea municipiului Moinești cu județul Bacău și Spitalul Municipal de Urgență Moinești în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții reabilitare bloc operator aseptic al Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul dotarea Spitalului Municipal de Urgență Moinești cu echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale. Raport Comisia Juridică, vă rog. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul achiziții de echipamente noi pentru dotarea ambulatorului din Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog... Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închiriere aflate în domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă supun la vot. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism, vă rog. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă supun proiectul la vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situată în municipiul Moinești, județul Bacău. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și o abținere. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și o abținere. Vă mulțumesc.
14. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestuia la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă supun proiectul la vot. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și o abținere. Vă mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile situate în intravilanul municipiului Moinești, strada Plopilor, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate, vă mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unei suprafețe de teren situat în extravilanul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și o abținere. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a două spații aparținând domeniului public al municipiului Moinești în vederea amplasării unor automate pentru prepararea și distribuirea băuturilor calde. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Având în vedere că avem o operațiune de vot secret, rog Comisia de numărare a voturilor să se pregătească. Mulțumesc. Dați-mi un pic suplimentările ca să nu mai întorc tot dosarul. Ca să urmăriți. Nu? Thank you.
Dau cuvântul domnului președinte al comisiei. Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor și stabilire. Vă rog liniște un pic. Votului secret pentru închirierea prin licitație publică a două spații aparținând domeniului public al municipiului Moinești în vederea amplasării unor automate pentru prepararea și distribuirea de băuturi calde. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret, formată din Breahnă Neculai, președinte, Budacă Cristian, secretar, Marginea Gelu și Pascalini Nini Alexandru, membri, a procedat la numărarea voturilor. Din totalul de 16 buletine de vot, sunt 15 valabile exprimate și 1 nul. În urma numărării voturilor, toți cei patru, Ioc Corneliu, Busuioc Iulian, Alăzăroaie Raluca și Budac Cristinel, au obținut câte 15 voturi pentru și 0 împotrivă. Drept urmare, au fost desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a două spații aparținând domeniului public al municipiului Moinești, în vederea amplasării unor automate pentru prepararea și distribuirea de băuturi calde. Membrii titulari, Ghio Corneliu Busuioc Iulian, membrii suplenianți, Alăzăroaie Raluca și Budacă Cristinel. Semnează comisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebări, discuții referitor la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun proiectul de vot împreună cu comisia rezultatul în urma votului secret. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor materiale de construcție rezultate în urma implementării proiectului Modernizare Coridor de Mobilitate Urbană în zona centrală a municipiului Moinești. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și un vot împotrivă. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții referitor la proiect, da, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de hotărâre privind vânzarea pavelelor care provin din dezmembrarea unui bun public, în principiu sunt de acord cu atragerea de bani la bugetul local. În schimb, procedura de vânzare este fără temei juridic. Și o să vă explic. Mai întâi aș dori să întreb dacă aceste pavele au fost inventariate până la data de astăzi, câți metri pătrați au rezultat până astăzi și câte au fost distribuite către instituțiile publice. Dacă nu există o evaluare astăzi. Nu s-a făcut o evaluare. Atunci, dacă nu s-a făcut evaluarea, cum au fost distribuite către instituțiile publice? În baza unui proces. Proces verbal. Fără să fie inventariate, fără să fie o comisie care să le stabilească. Nu le-a dus acasă nimeni, le-a dus la o instituție publică care se cheamă Poliția Municipiului. Nu, eu sunt de acord să dați la toate instituțiile, dar haideți să procedem legal, că altfel ne întreabă alții mai târziu. Bine, am înțeles. Eu zic că au ajuns acolo pentru că la cea curte de la poliția a dat, au avut o echipă care a putut să le pună datorită pe vremea aia și permis. Te-am dus direct acolo să nu le mai ducem prin garaj, pentru că atunci așa nu le putem reprezenta pe toate să fie. Este o comisie care va inventaria bucată cu bucată. Am făcut acest lucru tocmai din dorința să nu se audă pe parcursul implementării proiectului chiar la final, că nu știu unde au ajuns parte din acele papele sau materiale.
să nu deturnați discuția, că eu vă vreau binele, nu rău, și o să vedeți. Deci, gândiți-vă că aceste pavele provin din dezmembrarea unui bun public, bunul public fiind trotuarul. Deci aparține domeniului public. Pavele de pe domeniul public, a cui domeniu aparțin? Aparțin domeniului public. Deci întâi aceste pavele trebuiau trecute în domeniul privat, ca să poată fi vândute. Și domnul primar, ca să vedeți că vă vreau binele și trebuie să-mi plătiți consultanța juridică, am căutat în... Așa. Am căutat în... Am glumit. În practica judiciară, pentru că știm cu toții, juriștii mai ales, că există aplicarea legii, cum se aplică legea specială față de legea generală și cum se aplică legea în spațiu și timp. Și atunci am căutat în practica juridică să vedem dacă există vreo lege specială care reglementează exact această speța noastră. Și am găsit o adresă către Ministerul Dezvoltării, înaintată de către un primar din Pitești, și Ministrul Dezvoltării, la data de 6.9.2022, trimite răspuns acestui primar din Pitești, care spune așa: Ordonanța Guvernului numărul 19 din 1995, privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice, care a constituit temei legal prin hotărârea Guvernului numărul 841 pe 1995, menționată mai sus, prevede faptul că, alineat 1, bunurile instituțiilor publice scoase din funcțiune potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi valorificate în stare fizică, în starea fizică în care se află, sau ca materiale și piese rezultate în urma demolării sau dezmembrării lor, astfel, litera A, prin transmitere fără plată de la instituțiile publice deținătoare la alte instituții publice, în condițiile stabilite de guvern, în cazul bunurilor aflate în stare de funcționare scoase sau scoase din funcțiune potrivit reglementărilor în vigoare, B. Prin licitație organizată potrivit regulamentului elaborat de Ministerul Finanțelor și aprobat de Guvern, în cazul bunurilor pentru care nu există solicitări din partea unor instituții publice și care pot fi valorificate în starea fizică în care se află, la scoaterea din funcțiune sau ca materiale și, după caz, ca piese rezultate în urma demolării sau dezmembrării. Deci asta ne spune Ministerul Dezvoltării, că noi putem să vindem, după ce am consultat instituțiile publice, dar prin licitație publică. Da, da. Doamna director. Acum o să vorbesc fix pe ce mi-amintesc, pentru că am trimis-o pe doamna Duca, șefa Serviciului Venituri, să aducă forma inițială a acestui proiect de hotărâri. Noi cunoaștem legislația invocată de dumneavoastră, doar că vânzarea acestor pavele nu putea fi niciodată realizată conform legislației pe care dumneavoastră ați invocat-o. Acolo face referire la legiuitorul, a luat în calcul nu vânzarea unor materiale rezultate din implementarea unui proiect, cum e cazul aici. Pavelele sunt niște materiale de construcție, nu sunt niște bunuri. Legiuitorul a luat în calcul un bun sau dezmembrarea lui, la modul că se vinde printr-o licitație publică, cu strigare. Dacă citeați toată legislația, vedeți că așa se organizează, licitație publică cu strigare. Ori eu nu cred că vânzarea unor materiale se supune acestei legi. N-are cum. Cum să facem o vânzare cu strigare? Avem o cantitate de 300 de metri pătrați de pavele. Cum facem licitația cu strigare? Și licităm 300 de metri pătrați de pavele, nu o să cumpere nimeni niciodată. Cereri deja sunt cu 10 metri, 20 de metri, multiplu de 12. Eu consider că legea invocată de noastră face referire la bunuri, dotări independente, de genul
nu știu, ies din un autoturism, de exemplu, da, din dezmembrare, să vinde un motor, să licitează per bucată, e un bun. Deci eu nu cred, noi avem, dacă între timp ce mai vorbim sau treceți la punctul următor și revenim aici, o să vedeți că vine cu materialul pe care noi l-am pregătit așa, dar nu putea fi aplicat. Chiar am discutat toți și cu domnul director de la ADPP, care are în gestiune aceste paveli, ele nu sunt niște bunuri, sunt niște materiale de construcții, care nu sunt nici noi, au un grad avansat de uzură, ba mai mult, serviciul ADPP muncește zilnic să le depoziteze, să le transporte, să le scoată, să le sorteze, să le curăți oarecum. Nimeni n-ar fi cumpărat vreodată în bloc, să zicem că am fi încercat să le vindem, nu știu, am zis și eu 300 de metri, cred că sunt pe acolo, nu știu. Sunt 1000 și ceva. Mai mult de 300. Am dat un exemplu. Cum să fie organizată o licitație publică cu strigare? Facem un preț minim, 12-20, cum a propus domnul primar, și începem cine îl dă mai mult. Licitația asta putea fi organizată la bunuri, într-adevăr. Am mai studiat și noi speții, să știți, chiar am studiat. Nu este un bun, cum invocați noastră, ba mai mult, el nu este înregistrat în domeniul public. Trotuarul, da, dar pavelele sunt niște materiale rezultate. Este din nu din dezmembrare. Nu din dezmembrarea. Demola. Din implementare, adică acel mijloc fix, trotuarul, intră într-un proces de reabilitare. El va fi inventariat și atestat apartenență în domeniul public după finalizarea proiectului de reabilitare, modernizare, coridor. Uitați, dacă o să ajung, Mihaela, când revenim la punct, ca să nu ținem toată ședința în loc, o să vedeți că exact pe speța asta am încercat să o construim, pentru că nu aveam un cadru legislativ care să permită o vânzare directă, de-aia am elaborat o procedură de vânzare să se meargă oarecum pe principiul primul venit, primul servit, să luăm niște cereri pe care să le punem în aplicare, pentru că altfel nu ar fi putut fi făcută vânzarea. Nu e un bun individual, nu e o dotare independentă, sunt niște materiale. Le putem dona la o biserică de timp? Păi... Domnul Mare, le putem dona la o biserică, o parte, unde e la sub, unde merg oameni să roage. Nu am mers o procedură internă de lucru, că am fi putut să facem o procedură internă. Și atunci nu mai dispunea consiliul local, dar am considerat că fiind material al domeniului. Nu știu ce să vă spun. Această adresă e întocmită de Direcția Juridică din Ministerul Dezvoltării. Și este îndrumar. Îndrumar. Am înțeles, doamna juristă. Sunt niște materiale fără valoare de inventar la ora asta. Am înțeles. Noi prin comisia de Bun. Evaluare. Bun. Dumneavoastră ne solicitați să aprobăm o procedură de vânzare. Să aprobăm o procedură de vânzare. Este anexat la proiectul de hotărâre procedura de vânzare. Da. După cum știm, noi ne desfășurăm activitatea în executarea legii și cu respectarea legii. Spuneți-mi și mie care este actul normativ care reglementează procedura de vânzare care ne-o propuneți dumneavoastră. Dacă este prevăzută de vreo lege din România. Păi codul administrativ spune că vânzarea bunurilor din domeniul privat aluate se face prin licitație publică. Închideți, vă rog, microfonul, domnul consilier. În codul administrativ spune așa, Consiliul Local se pronunță asupra vânzării, transferului cu titlu gratuit, a oricărei formă pe care o aprobă în Consiliu prin hotărâre, de înstrăinare a unor materiale, iar revin, nu a unor bunuri, nu vorbim de niște bunuri, mijloace fixe, obiecte de inventar,
sunt niște materiale. Uitați că între timp doamna Duca mi-a dus, eu o să vă mânez. Deci e tot și raport și caiet de sarcini, uitați, exact în baza HG-ului din 1995. Da, mersesim pe organizare procedură de licitație publică cu strigare, da, care va permite ofertanților interesați posibilitatea de a inspecta bunurile supuse valorificării. Prețul minim este cel stabilit în baza raportului de evaluare. O să dau. Cine poate participa? Deci un caiet de sarcini întocmit exact legislației pe care ați invocat-o dumneavoastră. Doar că acesta n-ar putea fi niciodată aplicat. Dar dacă dumneavoastră considerați și votați că această procedură se va face în baza hotărârii de guvern numărul 841 din 1995 prin licitație publică, noi așa o să facem. Organizăm licitații publică, scoatem pavelele la vânzare în pachete de cât considerați dumneavoastră, cum spuneți. Așa o să facem. În concluzie, deci adresa Ministerului Dezvoltării de legislația care ne ziceți dumneavoastră, este, se spune așa, ordonanța Guvernului numărul 19 din 1995, care reprezintă lege specială raportat la codul administrativ, prevede faptul că bunurile instituțiilor publice scoase din funcțiune, potrivit reglementărilor în vigoare, cu excepția terenurilor, pot fi valorificate prin licitație organizată potrivit regulamentului elaborat de Ministerul Finanțelor și aprobat de Guvern în speță hotărârea Guvernului numărul 841 din 1995. Da. Da. Un punct discuțiilor și o să vă... O să retrag. Închideți microfonul. O să-l retrag de pe ordinea de zi, să mai analizăm până la ședința următoare, să mai scot și restul și ajungem la o... Ajungem la o chestie. O să analizăm fiecare. Da, stau acolo în garaj. Da, îl retrag de până de zi, să-l analizăm. Da, ok. Asta e forma pe care o pregătisim noi. Așa. Inițiatorul are dreptul de a retrage proiectul de pe ordinea de zi. Da. Deci proiectul numărul 18 a fost retras de pe ordinea de zi. Trecem mai departe la punctul numărul 19, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Bogdan Walter, persoană cu dizabilități. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Da, domnul consilier. Da, câteva aspecte care cred eu că trebuie să le mai punem la punct. După cum ați observat, am fost și de acord cu proiectul, însă, uitați, sunt niște neconcordanțe care cred eu trebuie rezolvate prin amendamente. Un prim aspect. Noi spunem așa, este numărul 19, da? Da. Proiect de hotărâre prin acordarea unui ajutor de urgență domnului Bogdan Walter, persoană cu dizabilități. Este vorba de un ajutor de până la 1000 de lei. Păi, știți, haideți că este la mod acum, se indexează pensiile cu 12,5% de la 1 ianuarie. Dacă se dădea un act normativ care spunea se indexează cu pensiile cu un coeficient de până la 12%, noi ce am spune? Este o treabă neserioasă. Deci noi trebuie, suma trebuie să fie certă și legală. Deci nu putem spune de până la 1000 de lei. Acesta un prim aspect. Trebuie să spunem clar cât, 1000, 900, că până la 1000 de lei înseamnă și un leu și 1000. Trebuie să spunem suma. Haideți să stabilim o sumă. Da, doamna secretar, vă rog. Închideți microfonul, domnul consilier. Deci, această persoană beneficiază din niște venituri care de asemenea sunt variabile, lunar sunt variabile. Ori noi, prin Consiliul Local, bugetăm Direcția de Asistență Socială să compenseze doar diferența necesară pentru acoperirea costului
din centru rezidențial. Eu dacă îi pun o sumă fixă de 1000 de lei și el mai are încă un venit de 1600 de lei, depășesc costul centrului rezidențial, costul de cazare. Și atunci noi venim doar cu diferența, suma de întregire a sumei pentru cheltuielile de cazarmament și hrană. Noi nu avem până un venit fix a acestei persoane ca să putem să îi stabilim o sumă. Da, mulțumesc, doamnă secretar. De acord, să știți că mi-am dat seama de la început că așa este. Dar nu putem vorbi de o sumă atunci. Atunci cum am zis aici, să acordăm un ajutor pentru acoperirea diferenței de cost între și între. Stați că noi am mai făcut o greșeală, domnule. Scrieți pentru subvenționarea diferenței. Subvențiile se acordă de guvern. Trebuie să folosim alt termen. Pentru acoperirea diferenței de cost dintre veniturile persoanei cu dezabilități și cheltuielile aferente internării. Sau pentru compensarea cheltuielilor. Nu pentru subvenții. Subvențiile se acordă de guvern. Și altceva. Mai este un aspect. Când intră în vigoare? Începând cu ce dată? Este obligatoriu să scriem hotărâre de Consiliul Local cu ce dată intră în vigoare. Nu cu ce dată intră hotărârea, cu ce dată îi acordăm ajutorul omului. Data adoptării hotărârii. Hotărârea de Consiliul Local intră cel mult 15 zile în cel mult vigoare. Da. Haideți să vedem cum fac. Asta e opinia mea, dacă nu supuneți la vot cum doriți dumneavoastră, dar nu putem, totdeauna sumele trebuie să fie certe și legale, nu putem de până. Haideți atunci să nu mai folosim sumă și să spunem un ajutor de urgență privind acoperirea diferenței între venituri și cheltuieli ocazionate de internarea în centru rezidențial. Atunci poate îi dai efectul și trebuie să-i dau 2600 de lei. Bine, cu altă hotărâre și mă teamă. Dar până atunci ar condiționez la asta, poate nu mai dau la 2600 de lei, găsesc altă soluție. Cel puțin, acum limitez la 1000. Dacă duce mai mult, cred că o să te duce noi mai mult. Și așa sunt câțiva acolo, care îți dea de zile. N-ai ce să faci, dar să dau, cred că asta a fost de bine. Deci, principiul de drept, că suma trebuie să fie certă, serioasă și legală. Dacă dumneavoastră așa o interpretați juridic, eu v-am spus cele trei chestii. Deci subvenția nu are ce să caute, trebuie data de când ne acordăm și stabilită. Dacă am înțeles. Aveți altă opinie. Mulțumesc, domnul consilier. Voi supune la vot proiectul cu amendamentul domnului consilier referitor la semantica cu subvenția și alocarea sumei. Vă rog. Vă rog, reluați procedura. Nu? Nu eu. Ați greșit? Vă rog, reluați procedura de vot. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Copiilor Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Da, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că, Consiliul Local al Copiilor este un organ consultativ care nu se subordonează nici Consiliului Local ales, nici Executivului. Eu am citit acest regulament de organizare și funcționare, având în vedere că acest Consiliu Local nu are subordonare, nu cred că putem să-i stabilim niște obligații imperative. Și văd aici la articolul 10, litera B,
Consiliul Local al Copiilor este obligat de a fi prezent și a participa activ la ședințele Consiliului Local. Eu și mai sunt și alte obligații și atribuții consemnate în acest regulament de organizare. Eu aș înlocui aceste obligații cu un termen, știu eu, din proprie inițiativă, Consiliul Local al Copiilor poate participa la ședințele Consiliului Local, atât pe comisii cât și în plen, că mai spune undeva că trebuie să participe, tot ca obligații la ședințele noastre, pe comisii și în plen. Diferență din Consiliul Local al lor și Consiliul Local. Știu, dar spuneți că ei există ca atribuții să participe la ședințele noastre. Ale noastre și pe comisii, parcă. Consiliul Local al Copiilor, dar nu e specificat, regulamentul se referă la Consiliul. Ce înseamnă că n-ați mai specificat al copiilor, în continuare? Dar la ei se referă. Este regulamentul de organizare și funcționare al lor, al Consiliului Local al Copiilor. Aduce cap, știu. Dar eu... Deci acest regulament este semnat de domnul primar și doamna secretar general. Având în vedere că nu există relații de subordonare, ca inițiator și dumneavoastră de legalitate, având în vedere că nu există relații de subordonare, trebuie să ne gândim cu toții în ce condiții putem noi stabili obligații și atribuții. Nu, să le acordăm sprijin noi. Da, doamna secretar, vă rog. Nu știu, trebuie ceva, nu știu, eu am supus atenție un aspect. Nu... Da, doamna secretar, vă rog. Da, deci structura consultativă, Consiliul Local al Copiilor, împreună cu reprezentanții UNICEF la nivel de România, au întocmit acest regulament de organizare și funcționare și l-au înaintat către noi, pentru că acest Consiliu Local acționează ca un organ consultativ pe lângă Consiliul Local al Municipiului Moinești, așa este stipulat și în acordul nostru de parteneriat cu UNICEF România, l-au înaintat către Consiliul Local în vederea adoptării. Nu este nici 1%, măcar nici 0,01% participarea cuiva din executiv în, mă rog, întocmirea acestui regulament. Acest regulament este întocmit de structura lor și cu sprijinul UNICEF România. Deci, ei l-au transmis către noi pentru adoptare, nu l-am inițiat noi. Pentru că în acordul de parteneriat cu UNICEF România, Consiliul Local are niște obligații, dacă ați uitat. Cred că de 10 ani suntem parteneri cu UNICEF România, avem un acord de asociere, un acord de parteneriat. În cadrul acestui acord avem obligații și noi, ca și Consiliul Local, ne-am asumat prin adoptarea hotărârii. Da, mulțumesc. Supun la vot proiectul. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc. Trec acum la suplimentarea numărul 1, și anume, proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență în vederea refacerii unor locuințe din municipiul Moinești afectate de incendiu. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Suplimentarea numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 176/26/2022 pentru aprobarea implementării proiectului Construire de insule ecologice digitalizate Municipiul Moinești. Vă rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică.
Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Ne întoarcem la punctul numărul 21, diverse. Dacă sunt... Da, domnul primar. Da, aș vrea să vă informez că ieri ministrul dezvoltării a semnat două proiecte pentru municipiul Măinești prin PNRR. Unul se referă la școala Tristan Țara, reabilitare și anvelopare, tot ce cuprinde reabilitarea școlii Tristan Țara. Vă anunț de pe acum că și acolo din Dali a rezultat o sumă suplimentară pentru că ați văzut la școala George Enescu, la liceul Cobălcescu, pentru a realiza în integritate acele proiecte, trebuie să venim și noi cu o sumă pentru acele lucrări neeligibile din proiect. Și știți, la liceul Cobălcescu, de exemplu, ce am mai avut pe acolo, săl de clasă, parchet și așa mai departe. Un alt proiect semnat tot ieri este grădinița de la școala George Enescu, Pinocchio. Mai este în evaluare cantina liceului Spiru Haret. Probabil zilele următoare va apărea și va semna și contractul pentru Spiru Haret. Alte proiecte importante pe care le-ați și văzut de fapt în lista de investiții și în buget, o sumă de 407.000 lei, parcă, realizarea de panouri fotovoltaice la școala generală George Enescu și la creșa Primii Pași, care aparține Consiliului Local. Să știți că au fost trei propuneri. A fost și căminul de centru social de la Lucăcești, care cuprinde și căminul de bătrâni. Au fost trei propuneri către Schweikofer, Sece Weischofer. Vă spun că n-a fost întâmplătoare delegația mea de acolo o lună, am avut o întâlnire cu președintele Consiliului de Administrație de acolo, i-am propus cele trei proiecte, iată, astăzi sunt două deja aprobate și urmează încredințarea pentru execuție. Da? De asemenea, vreau să vă fac o invitație pentru data de 1 decembrie, Ziua Națională, la ora 10:30, la monumentul dedicat centenarului din Parcul Central. E o festivitate un pic mai restrânsă față din alți ani. Nu am primit de la garnizoana Bacău nici fanfara militară, nici plutoane pentru defilare. S-au evit două evenimente la nivel de municipiu Bacău și unul are loc la ora 10, unul la ora 12. De asemenea, un eveniment cu ceremonial militar la Onești. Zic eu că orice ceremonial cu fanfara aduce un plus, neavând... Acestea vom organiza cu forțe proprii un eveniment împreună și cu domnul general pe care astăzi l-am îmbrăcat cu ținută nouă de iarnă prin implicarea mea personală la o unitate și prin atragerea unor fonduri pentru ținuta dumnealui. Nu am cheltuit bani de la bugetul local pentru asta. Să știți că am avut în intenție și realizarea unui spectacol pe data din 1 decembrie, într-o discuție cu Ion Paladi și Bot Gros, pentru că dacă facem un eveniment de Ziua Națională, trebuie să fie un eveniment cu greutate, nu să chemăm un artist cu un CD după el. Merge la Alba Iulia, cei de care v-am spus merg la Alba Iulia, dar pentru a veni la Moinești, cu altă ocazie, mi-au cerut 10.000 de euro. Nu cred că putem suporta din bugetul local un astfel de preț pentru o formație și un interpret. De asemenea, vă invit pe data de 6 decembrie la tradiționalul concert de Crăciun, care nu a mai avut loc în perioada pandemiei. De această dată va veni corala Tronus de la Patriarhia Română, plus un ansamblu vocal cu colinde. Acest eveniment va începe la ora 18 și va fi pe bază de invitație, atât din partea noastră cât și a protopopiatului Măinești, iar o parte din invitații se vor găsi la casa de bilete a Centrului Cultural. Pe domnii consilieri, îi rog dacă doresc o invitație de acest gen, găsesc la biroul comunicare, la domnul Costea sau domnul Bulbacă, mâine, luni și marți, pentru că de miercuri nu se lucrează, fiind acele zile date prin lege. Cam atât. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnule primar. Da, domnul consilier.
Domnule primar, aș avea rugămintea să... Mai știu că sunteți ocupați, treceți încă o dată să treacă materiale de ședința de Consiliul Local pe mâinile dumneavoastră, pentru că, vă spun sincer, la unele n-am mai luat cuvântul ca să nu ne... Să nu râdem cu motiv, nu cum râde doamna secretar general fără motiv. Sunt unele care se contrazic, iar din punct de vedere juridic sunt de tot râsul. Vă mulțumesc. Poftim de? De tot zâmbetul, ca să nu spun de tot râsul. Care rog, să fi dat o instituție aici. Sunt încălcări de norme de drept elementare care le vede da, și un om care nu este jurist. Asta e cam de Maidan, nu e de Consiliul Local. Ba da. Sunt... Da. Așa cum dumneavoastră a spus, mă așteptam mai mult de drept și eu mă așteptam mai mult de drept. Vreau să spun cuvinte și care dar peste un moment din eu nu semnesc ca jurist și să nu știu ce semnesc. Și v-am spus de ori în 2 ani de zile și tot așa procedați. Mulțumesc. Da. Dacă nu mai sunt intervenții la punctul diverse, declar ședința închisă. O zi bună, numai bine.